Bună dimineața, prieteni! Am revenit, prieteni, dar sunt răcită de nu mai pot. M-am trezit de la 4, nu mai puteam, pentru că mi s-a mutat nasul, sunt răcit și copiii. Leonardo e mai binișor și are, dar eu am căzut de tot. Și am zis să m-am dus și am întrebat pe ursul cam ce vrea să mănânce acum dimineața și a zis că ce vrea eu. Păi am zis că dacă ce vrea eu, o să le fac un pire de cartofi ușor și piept de pui. Am piept de pui care l-am avut la congelat și nu l-am folosit. L-am pus un puțin în apă fiartă și un pire de cartofi. Și vedem și după aia poate facem și o ciorbă. Pentru că avem nevoie de ciorbă la răceală. Chiar nu mai puteam, mi-am pus și picături de nas de la copii. Mă înfundați în toată, nu mai puteam să mai respir pe nas deloc. Mi s-a înfundat în nasul. Rău, rău, și ce e de rău, Doamne. Nici eu nu prea pot să beau ceai, nu știu mai să nu bea copii, dar o să-mi fac și ceai. Leonardo nu prea înțelege un tot cu câinii ăia. Pune mâna cu ele, nu se spală. Căței ăia care sunt. Căței tot ce prind, rup tot. Mi-a luat o bluză nouă de pe cuierul ăla de haine care am scos afară. Au făcut-o praf. Am luat-o odată pe mine. Acum ce credeți că au făcut? Am tocat pantalonii lui Ion. Avea și niște pantaloni de tăină lăbusată pe gărduleța acolo la beci. I-am găsit praf. El nu este aici acum. El este la pregătire, la boteze. Este un botez mâine, aici pe stradă. Și Ion, zice că e acolo bucătar, măcelar, că el face tot. Ajută și el, oameni, că tare acolo, de să el prepară. Așa să credem că el taie porci, vițăi. Și de unde? Că nu e frică de porci. Cât ar tăia de porci la noi? Am făcut cartofii mai mici, așa că treabă mai repede. Simt și eu nevoia de ciorbă. Pentru că mă doare în gât. Am luat și pastile, am luat de toate. Dar cât să iau? Nu am văzut așa ceva, de unde să luăm gripa asta acum, de unde? De unde ne-a luat gripa? E răceală, vremea e schimbată, afară tot așa e răcoare. Nu este cald deloc. Ieri au fost urât de tot, bătea vântul și mai târziu, așa când s-au mai potolit, am încercat de-a mai mătura prin curte pe aici, că nici pe neamiciul nu l-am mai luat. Pentru că nu prea are ce să facă, să-l țin degeaba pe aici, să mă tână la frunze. Canalizarea n-a putut să o despundă, așa că a rămas să aducem pe altcineva unde are scule ce trebuie, cabluri, șarpele la mare, mare, nu așa. Și nu l-am mai adus pe Dermișu. Aducem că nu mai este nevoie și să fac mai multe treburi. Să punem sare la cartof în feamă. Am mai făcut la ursul acolo. Așa răcită, trebuia să-l ajut pe ursul, pentru că era frumosit. Am mai făcut niște schimbări. Eu nu sunt de aia să mă duc peste ursul tot timpul să le iau să-l filmez ca să ce, ca să fac o filmare. Dacă el vrea, a preferat mai mult să primă cu copiii, l-am lăsat în pace, nu-mi trebuie nimic. Și a pus un birou acolo, am mai pus niște onalt și pune pentru haine, pentru că era unul de era mic. A făcut frumos așa. I-am pus covor afară, nu l-am mai pus. L-am lăsat afară pe bară și acum s-a udat.
a pus un birou mare așa. Unde stă pe la laptop, unde mai face un live de acolo. Și numai așa am ținut-o. La farmacie. Pastile, siroape de dusă la copii. Nu am luat, nu știu, am răcit așa. Așa este zonul ăsta. Aseară am zis că ies afară să-mi fac un inhalat de la bunșețel, un inhalat de la farmacie, picături, dar n-am mai putut. Și acum mă dore capul, parcă sunt zăpăcită. Așa-l durea și pe Leona de săracul, când zicea că nu mai poate. Așa zicea. Nu mai pot, babă, nu mai pot. Dar așa e. O să ia și ursul, acum îl dore și pe el capul, luăm toți din casă. Patroana, dacă o ia, bă. Punem un pic de sare așa la pietrul ăsta de pui. Avem un unt de la o margarină foarte bună. Lapte, cred că nu mai este nevoie să mai pun. Nici nu am lapte. N-am ieșit în oraș niciunii la cumpărături, pentru că vedeți cum sunt. Sunt răcită terminată. Asta este margarina aceea bună. Care punem noi la tine. Că acum nu avem lapte, m-am uitat și mie. Lapte era bun și laptele. Asta e niște roșii. De curând, până mai fierb de cartofi. Oh, frig, frig, până când o să fie așa frig? Nu se mai încălzește odată. Nu am văzut ce-i cu vremea așa schimbată. Iar cum. Leonel a zis că n-are nici poftă de mâncare. Nu vreau să mai vorbim de nimeni, nu ne interesează absolut nimic ce se întâmplă. Vedem de treaba noastră. Atunci când nu vorbim în seamă de nimic, cine vorbește, seamă lor. Acum o să te descurcă cum poate fiecare. Să o zic foarte. Să descurcă fiecare. Fiecare ce face să tragă. Și s-a mai fert eu aici. Era un picior aici acum. De piel. Care se mănâncă de piel și bun. Hai să mănânc. L-am pus așa, nu știu. L-am întrebat. Uitați. Piciorul de ăsta. Nu este sărat, dar am vrut eu să-l fel ca să fie mai moale. Fac și piel de pui, dar dacă nu vrea și de ăsta, de ce nu? Că nu prea am mâncat de ăștia. Am mâncat numai vigdal, nu este sărat. Și merge și o ciorbă din acumătură de asta în picior. Îl fac lumina pe asta, punem rece. Acum chiar că s-a
Am făcut așa două roșii, un pic de ardei gras, castraveti, pești pâine. Ce să fac? Trebuie să am o grijă. Deci, am făcut cartofii. Asta mai lipsea. Telefonul nu s-a auzit bine de la el, trebuie să-l curăț la distribuitor acolo. E dat la maxim, dar așa e el. Nu ar trebui de așa bine cum ar trebui să vadă, dar încerc să fac bine. Bine, am făcut și friptura și acum am zis că mai facem să pun niște ouă la tigaie sau ouă dintre ei. Nu mi-ar putea să fie de acolo, nu le-am pus eu. Doamne, bine să strănut. Doamne, mă rog că nu sunt singură. Îmi trebuia și grifa asta. Numai mie putea să se întâmple așa ceva. Să și le întorc. Acum dacă mă vede la bucătărie, fuge. Să nu ia răceala. Păi cine voia să fie răcit? Mie. Vedeți că eu vrei atât să fiu răcită. Așa s-a întâmplat. Așa cum e gripa din aer. Așa e aerul ăsta schimbător. Ce să fac? Nu am luat la nimeni, n-am mâncat, n-am băut la nimeni. Asta s-a uitat.
să facă să vină copiii. Leonardo nu vrea să vină afară, dar Claudiu nu. Bună dimineața, prieteni. Poliție, ce e? Vă spun că da, Claudiu e ridicat-o. Tot. Patrona nu mănânci. De ce? M-am zis să nu mai fac ca tot prăjiți. E de la greșe, dar am pus un pic. Știu, de vegetal nu-mi place de ce. Am pus să-i, dar am pus un pic așa, așa sunt obișnuită să punem și la tironi ca tot. Și la tort. Nu la tort. N-are bucătul, trebuie să-i duce unul Leonardo la program. Așa că vine aici, el vrea tironi ca tot, dar vrea... Ba vine. Nu vine. Ba vine. Știu eu că vine. Cred? Da. Ai de ce să-l suni? Nu. Uite, patrona nu mănâncă. Da, de ce nu mănâncă? Când mă vede, fuge din la răceală să-mi ia răceală. Dar de ce fuge așa? Eu nu am nimic cu ea. Dar nu știu ce are. Asta sunt niște care de porc. Asta e tot de porc. Asta e și de viță. Dar nu mai aștept eu cu ea, știi ce fac? O să o dai eu cu ea asta, cu astele ăștia. Și fac cu bani, da. Vrei? Fac cu bani. Nu toată cu asta, câteva cu asta și așa. Eu mănânc orice. Și poate să fac bani să mănânc cu patrona. Da. Dar eu vreau să fac să mâncăm și noi, cum fac eu. Eu fac ce stilul ei, fac în dar meu. Vine, ai zis că vine. Am simțit. De mâncare eu nu le-am pus niciodată. Ai fi iar. Iar că ții. Stătea pe scară și luați să bea mândoi în brațe, ținea pe el. Mare bine. Ce ține la cățâi așa? La liza asta. Și cățâi s-au băgat sub mașina lui o prieten. Și s-au mânjit de ulei, s-au negrit toți. Curge ulei din ea pe unde stă, acolo curge ulei. Și cățâi s-au făcut, nu-ți place unul să pierde pui. Tu mai bună ea fumătura. Am fiert a fumătura pe o mânjită. Nu vrea să mă gândească, Bobiță. Bobiță, ați ieșit un dinte așa, la... Unul și bun. De ce ți-a ieșit așa la? Hai vină cu așa. Salut cu prietenii. Salut. Păi vină cu așa să te vezi. Să nu e spui că e pe el. Hai să spălăm mânuța. Să spălăm mânuța, mânuța. A frumoasă. Hai. 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 Dar duce-mă să iei pe spate. Mă pun eu mă plac, eu pun mă plac, eu zice ce cojoate. Bine, așa că nu știu, dar aproape vine la voi. Îți dau de-a ca mea, Leonardo. Îți dau de-a ca mea. Dar de ce că i-a duc eu? Hai cu gata, e rece, rece. Și baie că face tot în rece. Stai, 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 nu acolo. Gata, bunica, nu știi. Ia. Unde mănânci? Nu mănânci aici. Nu mănânci aici. Ok, de să oprești, te rog, filmul din casă. Nu se știu, că te duci la voi. Că e sâmbătă. Nu te lupești acolo? Nu. Nu mai avem telecomandă și îl oprim pe telefon. Unde e telecomandă? Gata, frate, l-am oprit. Nu mai am găsit asta. Nu am găsit asta. Hai de cap, mi-am făcut curat acolo că nu pierdă la telecomanda. Nu v-am făcut curat, am făcut schimbări. Ia să vedem cum e pe e dulce. E frig aici cu lege de bucătăria asta. Bucătăria asta m-am mâncat toată iarna. Nu e. Bă, da. E dulce, și ouă ulei? Nu place. Nota 0. Nota 0. Dar nu când a pus, vreau pire dulce. Păi dulce. Pire. Ce vrei să pună în zahăr? Da. Aoleu. Vrei să pun? Vezi? E dulce, tati. E dulce, ce vrei să... Nu-mi place așa, e. Ce se pare că nu-ți place? Ai gustul așa de la agricol. Mănâncă puțin și vezi că-ți place. Cu ceapă, cred că mănânci. Nu, nu, nu. Cu ceapă verde. Nu, nu, English. Leonardo. Ia, bă, o să-ți vină foamea și o să cer tu la. În ce? Cum e să-mi vină acesta? Nu stai calmi. English,
Uite care e de asta fumată, de ce faci? De care? Aia? Picior. Dar pe urmă e pierde. Picior de porc. Pierde de pui. Asta e. Nu, nu pierde pui. Da, ce? Aia asta. Ce e asta? Căniță. Nu, nu mai spun ce e, că dacă spun ce e, nu m-a frigut. Mai bine te-am gândit. Și să fie mâncare bună. Nu? Că de aia îți dau explicații și dau degeaba. Ia, uite. Cărniță bună. Cu o ceapă merge sau un usturoi la gripă? Merge un usturoi, usturoi. De la mine din grădină. Hă? Uite, e bună. Ia. Usturoi. Nu știu ce face gripa. Usturoi la gripă. Da, e bun cară. Da, un altul. Asta e bună, că e curată. Patru anul să mă mâncem. Mai ce nu mâncem? Nu e de-a ce nu poți. Pasanea aia de ce faci? A, te duci la apă. A, te duci la apă. A, te duci la apă, ce-i ajut de frumos. Uite roșii, e de grădină, de care bunică, a dus cu patana roșii. Bunică, puțin de muștei. Avem? Ce vrei? Muștei. Muștei? Stai cum mă duc să iau muștei de grădină, avem. Muștei! Păi tata, ce tot ai? Ăla e, tu mă, nu te duc acolo, nu e și ăla e. Dar e frig aici, stai aici. E bun să-i rău, tati. Da. Ce iau? Da? Am gustat, e foarte bun. Păi și de ce ai mințit și ai zis că nu-ți place? Nu e bun, tati. Ai făcut și tu o glumiță? Glumițe, facem glumițe! Face poftă de mâncare. Vezi dacă am în grădină usturoi. Cum vrei aia? Cine mi-a spus mie usturoi că s-a supărat? Eu. De ce? E pașa, l-a scos pe tot. Dar mi-a lăsat în colț. Bună, că vă muștei. Aoleu. Dacă
văzut, eu vreau să nu mai treacă. Dar am crezut că doar cu asta albă te bătut. Păi și albă de pâine bune, cum? Pâine sunt cele mai bune, unul direi. Că eu am văzut că aveam un sluipi lângă și mi-a ciocuit pe toate. Am luat patana să facă salată din foi. Am și pe acolo prin foi. Și ce crezi? Că s-a dus și usturoile alea la te-a luat și frutele la foi. A crezut că e tot de usturoi. Duce să vezi cum e tot. Și că până acolo un capăt am pus. S-a mâncat un foi de foi. Alea lui. De la nu știu ce foi sunt ăia. Ăia galbe. Care crezi că așa nu și galbe și albe. Și era simbolosat cu usturoi. Da. Hai, îți spun? Astea usturoi? Da. Eu pun într-un castelor. Într-un castelor. Bine, are și rău. Vreau să-i usturoi. Iar roșii. Aia, pune aia nu-i bună. Vine din odătă și-o la masă. Alex, că nu s-a trezit. E sâmbătă și e cel mai liber acum să doarmă liniștit. Alex, dorme cu mine. Da, nu ți-o pomi să mănânci. Papă, dar cum mă pun? Pune-o mă. Hai, băgă usturoi pe eu. Dar ce să fac? Prieteni, așa că vă mulțumim și vă dorim o sâmbătă plăcută și frumoasă tuturor. Pa, pa. Zi-le un adu, pa. Pa. Pa.